Final terifiant pentru un tânăr pastor penticostal. Omul a murit în localitatea Apol din județul Mureș în timp ce boteza mai multe persoane. Erau trei într-un bazin cu apă, moment în care pastorul a luat un microfon cu fir ca să transmită slujba, s-a electrocutat și a căzut secerat. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Acesta este momentul în care pastorul intră în apă și primește din public un microfon cu fir. Sunt ultimele secunde dinaintea tragediei. Aproape imediat se prăbușește fără suflare în bazinul cu apă. Culmea este că această clădire din localitatea Apold, care aparține cultului penticostal, nu este racordată la electricitate, așa că pentru slujbă oamenii au folosit un generator ca să conecteze microfonul respectiv. Unul a apucat să boteze, atunci s-a băgat în apă și i-a dat cineva un microfon și dintr-o dată a căzut pe spate. S-a curentat de la microfon, s-a băgat în apă și a fost ut. Și-au pus mâinile pe microfon. Medicii nu au reușit să-l salveze pe bietul om. Ceilalți doi au avut noroc. Dacă nu se oprește sursa de curent, cine va intra în apă va deveni o victimă. În principiu, apare contractură musculară. De multe ori, pacientul este cu mâna încleștată pe partea conductoare, cablu. Pe de altă parte, există voci care spun că acest microfon ar mai fi făcut probleme și la biserica din Brașov, de unde a fost împrumutată instalația de sonorizare. Însă acest lucru trebuie să îl clarifice anchetatorii. Că s-a întâmplat anul trecut același caz, s-a curentat în Brașov, tot un pastor. Cel mai bine este să folosim un sistem de un microfon wireless, un sistem fără fir, care să nu aibă contact cu apa. Iar persoana care stă în apă sau care are contact cu apa să nu pună mâna pe un dispozitiv care este electric. Poate să fie și o problemă la nivelul cablajelor electrice. Pastorul era căsătorit și avea doi copii. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.